Salut berbeci! Voi face etalarea pentru uh, săptămâna uh, 30 mai uh, 4 uh, 4 iunie este o săptămână cu o lună uh, nouă în Gemeni, o lună nouă pe care puteți să o folosiți pentru voi. Berbecii reprezintă o casă a comunicării și chiar asta se și întâmplă, nu? Trebuie să puteți să comunicați, puteți să schimbați ceva în comunicarea voastră. Este un moment în care Mercuri este în continuare retrograd, deci orice schimbare a voastră în această comunicare poate că este bine să o și gândiți, astfel încât să fie benefică pentru voi sau să regândiți anumite aspecte, anumite atitudini, să regândiți modul vostru de comunicare. Să regândiți anumite idei, anumite schimbări pe care vreți să le luați. Dar haideți să vedem pentru voi ce va duce această săptămână. Este o săptămână destul de interesantă, nu? Marte, planeta voastră, este în berbec și vă dă da acea susținere. Soarele este în geme, în lapel. Deci va dă puterea să comunicați și formează un sextil din gemeni cu marte în berbec. Deci pentru voi această săptămână ce neutăți va duce? Năutăți pe plan spiritual, pe plan al resurselor, bani, bunuri relații, pentru unii iubire, fiecare după cum se regăsește. Și iată că aveți la baza pachetului un opt de monede. munciți foarte mult, dar uh, s-ar părea că cineva vă contestă această muncă. Acumularea muncii voastre de obicei este contestată. Eu știu, poate o primă, poate uh, salariu, poate o creștere de salariu, poate pensia și așa mai departe. Haideți să vedem. Voi. Resursele. Comunicarea, familia, fericirea, locul de muncă. Aici avem contracte, asocieri, transformări, schimbări. cunoaștere, dar și călătorii, carieră, menirea voastră, și relațiile, dar și karma voastră. E urâtă carte la karmă, dar în fine. Haideți să vedem. Voi, așa cum am spus, poate că ați primit sau veți primi niște bani pentru munca voastră, pentru ce ați făcut voi împreună cu familia, eforturile pe care le-ați făcut. Poate că unii dintre voi chiar munciți împreună, în familie, la o firmă, la o afacere proprietatea voastră. Deci faceți ceva, deci o muncă unde primiți niște bani. Primiți un rezultat al muncii voastre. Un 10 de monede. Vă dă șansa să faceți o investiție, vă dă șansa să faceți ceva. Deci asta ar fi 10 de monede. Așa să-l vedeți. În schimb, legat de fericire, voi sunteți fericiți când munciți. Aveți un 10 de bâte, deci am putea spune sunteți fericiți dacă primiți răsplata muncii voastre. Cam asta vă doriți, o răsplată a muncii voastre. Aceasta vă aduce fericirea. Poate să fie un hobby, poate să fie o muncă pe care o faceți, cumva chiar cu plăcere. În schimb, legat de cunoaștere, aveți aici o regină de cupe. Este vorba de o femeie, o femeie peste 50 de ani, o femeie care are ascendentul zodia sau chiar luna plină în rac. S-ar putea să. această femeie, această regină de cupe, să vrea să cunoască anumite lucruri sau veți cunoaște. Veți încerca să înțelegeți poate sentimentele sau ea va încerca sau uh, pentru un bărbat poate să fie și uh, o persoană cu care veți călători. Nu uitați că aveți și o lună nouă, am mai repetat lucrul ăsta în gemeni și aici e cunoaștere, călătorii. Deci am putea spune că s-ar putea să călătoriți cu această femeie, s-ar putea să mergeți la un curs, să studiați împreună ceva. Deci este o femeie sentimentală, sensibilă, romantică, dar, așa cum știți foarte bine, zorile de apă cu cele de foc nu prea... Deci am zice că este o persoană cu care veți, comuni... veți eh, cunoaște ceva legat de această persoană o cunoaștere spirituală. În resurse nu prea e bine cu acest rege de spade, fiindcă el arată întotdeauna, un procuror, un polițist, un avocat, o persoană care aplică legea, o persoană care vă influențează resursele cumva trebuie să fiți foarte prudenți la acest rege de cupe, de spade, scuzați-mă, un rege de spade. Un rege de spade, deci vorbim de un bărbat matur, un bărbat mai în vârstă, un bărbat care totuși comunică idei, dar cele legate de lege, de implicarea legii, de, eu știu, aici cumva va atinge resursele. Trebuie să fiți foarte atenți ce se întâmplă cu acest rege de spade, fiindcă el de obicei vine cu legalitatea, cu nu știu ce, cu tot felul de discuții legate de acest aspect. În ceea ce privește resursele, deci am zice că nu să stați prea bine la resurse. La locul de muncă aveți judecata sau renașterea. Am putea vorbi despre o schimbare pe care va trebui să o luați, să regândiți ceva, să vă gândiți că trebuie să fiți pregătiți atunci când trompeta va suna. Este o judecată pe care o faceți singur și vă dați seama dacă voi v-ați realizat, vă simțiți realizați la locul de muncă, vă simțiți într adevăr împliniți, vă simțiți bine sau nu? Și trebuie să faceți o schimbare. În ceea ce privește și reprezintă o schimbare la locul de muncă, dar este o schimbare pe care voi o gândiți, voi o analizați. Aici la menirea voastră, la cariera voastră s-ar părea că depindeți de o regină de monede. O regină care poate să vă ajute cu bani. S-ar putea să aveți nevoie de ceva bani pentru o reușită, pentru a vă împlini cariera. Poate un curs, poate o călătorie sau ceva trebuie să faceți și această femeie vă ajută cu bani. Sau chiar legat de resursele voastre. Deci, aici resursele voastre s-ar putea să fie diminuate, și această femeie în vârstă, care are ascendentul zodia, luna plină în Capricorn, s-ar putea să vă ajute cu niște bani. De obicei, îi apelați la această persoană. În ceea ce privește comunicarea, voi comunicați foarte bine, dar comunicarea voastră este legată de bani. Cum împărțiți banii, cum faceți, ce faceți cu banii, s-ar părea că această comunicare este cu apropiații. Adică disputați cu cei, eu știu, surori, verișori, cu cine aveți voi ceva în comun, niște bani vecini, dar voi vă faceți planul. Atâta trebuie să dăm, ce dăm, ce facem și să vă mai rămână ceva bani. Deci este un fel de a vă echilibra cheltuielile, să vă faceți anumite plăți. Vă descurcați destul de bine, vă simțiți foarte bine, s-ar putea să mai primiți ceva bani în plus și totul este bine. În ceea ce privește legat de uh, contract de asocieri, s-ar părea că aveți speranțe, sperați ceva. Sperați poate să faceți un contract, o asociere cu o persoană sau să rezolvați o problemă creată de o persoană într-un contract, într-o asociere sau un proces. Poate să fie vorba și de un proces de unde voi sperați anumite lucruri. În ceea ce privește uh, relațiile, aveți îngerul cumpătării. S-ar părea că în relații vreți să cumpătați, vreți să studiați forțele care intră în joc în aceste relații cu prieteni, cu protectori, cu asociații profesionale. Vreți să, ve vreți să vedeți? Voi ce aduceți, celălalt ce aduce. Vreți să aveți această uh, echilibru, să studiați forțele și astfel încât să le echilibrați. Uh, să puteți să uh, aduceți în puterea voastră o persoană pe care o doriți sau chiar să ajungeți într-un post sau în ceva, într-un loc unde vreți să ajungeți. Poate că unii vor să aibă un loc de muncă mai bun își, sau mai bine plătit. Deci este un aspect aici. Sau un contract sau rezolvarea unui proces în care sperați. În ceea ce privește familia, căminul partenerul de viață, relația cu părinții, cu frații. Aveți aici forța, puterea. Nu este, să ziceți, un moment fericit. Este un moment în care sunteți solicitat să vă mobilizați trup și suflet pentru a face față, pentru a ține totul sub control. O situație dificilă, fiindcă nu este ușor să îmblânzești un leu. Da, deci să pui mâna pe botul leului. Este o mobilizare trup și suflet și prin a vă folosi uh, sentimentele, uh, gândirea, puteți să stăpâniți această fiară. Este destul de dificil să știți. În ceea ce privește schimbările, transformările sau poate chiar legat de datorii, voi vă împăcați cu cineva, aveți o împăcare, o înțelegere. Ajungeți la o împăcare, la armonie, la înțelegere. Deci, este un aspect foarte benefic. Poate că unul mai cedează, celălalt nu, dar este o schimbare, o transformare și eu zic că poate să fie o renaștere a voastră. În ceea ce privește totuși sacrificiul vostru, sau poate o problemă de sănătate, sau uh, un secret karma voastră este o, o încheiere. Ceva se va încheia? Băi este dat să treceți prin această situație. Prin această încheiere, finalitate trebuie să o acceptați deci... Uh, după această încheiere va urma și o schimbare, dar s-ar părea că sunteți la un capăt de drum. Fie că este vorba de un secret, care deja acum nu mai e secret, orice, deci este vorba de un lucru care se va încheia pentru voi. Deci aveți o săptămână destul de activă, aș zice, Uh, unde banii sunt foarte importanți pentru voi, munca, munciți foarte mult, adică uh, fericirea pentru voi săptămâna asta este dacă vi se recunoaște o muncă, dacă primiți recunoașterea uh, acestei munci. Dar, în același timp, la locul de muncă, veți uh, alege o schimbare, veți gândi o schimbare. Care să vă ducă spre o situație mai bună. De asemenea, legat de un contract, o asociere, un proces, sperați, aveți speranța. Enumăr cărțile care sunt mai importante și nu uitați că în relații trebuie să studiați forțele care intră în joc, aveți cumpătarea, dar și în familie trebuie să vă mobilizați trup și suflet pentru a depăși o situație foarte dificilă. Și bineînțeles, moartea care va duce o finalitate, poate fi vorba, așa cum am spus, sacrificii, izolare. Nu uitați că aveți aici o regină de cupe, care reprezintă o femeie cu ascendentul Zodia Luna în rac, care poate să călătorească cu voi sau poate să vă aducă niște. să vă facă cunoscute niște lucruri. Cam asta zic eu că este aspectul cel mai important și resursele voastre care sunt, cum să spun, luate probabil la control de acest polițist judecător, deci trebuie să fiți foarte atenți. Eu vă doresc totuși o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.